Am 35! 35 de ani! Măi, ce repede trece timpul! Cum am ajuns și eu aici, la ei mei 35, nici eu n-am înțeles asta. Numai Dumnezeu știe. Și eu puțin. Parcă ieri aveam 15 ani când am terminat cele 9 clase. Și parcă ieri a fost timpul acela când s-a născut Jasmina. Chiar și acum țin minte bine momentul acela când mergeam cu Olga în ambulanță și ne îndreptam spre maternitate. Apoi peste 4 ani s-a născut și Melissa. Și uite că am ajuns unde am ajuns. Cu multe clipe dulci. Și amare. Uneori chiar iuți. Acesta nu iuți. Dar clipile uneori foarte iuți. Dar nu m-am dezgustat de viață. Mă duc acasă, că și trebuie să-mi vină oaspeții. Masa noastră cea mică s-a făcut foarte mare. Unde mancava ceva? În partea ce cu lea, da? În partea ce, da. Acum jo vom face frigărul. Nu cobra ne-am gândit să le punem pe plasa aceasta. Pune pe plasa în capte. Grătar grill. Așa mai ușor vor fi din tors. Da, ce miros. Hai tremură, Iulian. Arată că-i frig.
E de ajuns. Da. Tati, cu ea tremură. Tremură, arată că-i frig. Ce? Tremură, Oleg. Iată așa. Bun. Da, da, da. Tati, iată, jarat, говорят, сколько ты. Da. Игинька на игине. А, че промусети! Че буна татя ищ! Припелите! La fiecare o să mâncăm câte o pasăre întreagă. Eu am mâncat, îmi pare că prepelițe doar... Eu am mâncat o leacă mai mare. Fumate, da? Prepelițe, cred că are 250 grame de carne curată. Da, așa sunt micuțe, dar sunt mai mari. Așa, așa mitele, este mitele mai uitoare, cele care mai mari. Se poate sunt tinerele, nu? Poate sunt mai tinerele acestea, nu? Poate, da. O, ne înțeleg cum o să arate când fie gata. Prepelițele. Ням-ням-ням. Ce bine arată. Ce miroase. Asta e mama mea? Vai, dar nu mai putem. Da, deși. Uite-l și mea, las ca o mintire și. Так, сакожа asta voi sigur să o deșertați? Ok. Și aici, Sergiu. Băi, nu mai fotografia. Opa, da. Так, aici. Și aici un... Так, și un tort. Wow. Ia o gustă, parcă e albinuță. Chiar e albinuță? Aha. Asta e namioc, eu sunt harnic. Și ce și ți-am promis? Că să ce e. Opa. Aici e nax să le pui în mașină. Asta e de spălat mâinile. Wow. Numai o picătură și să... Da, 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 știu, știu, știu. Da, asta și? Lecoplaster. A, lecoplaster, aha. Lasă-o pun... În mașină să eu tot mi-am luat. Da. Tot mi-am luat. Într-o să medicală. Bocan este razmerul 45. Oho, mărișori. Mărișori. Cred că să-ți ok, mulțumesc, mama. Hai să-i măsuri. Eu închipim puțin altfel. Adică... Dar ăștia sunt mai faine ăștia, da, chiar. Sunt mai bune. Razmerul 45, nu știu. Asta-i măsor, asta-i măsor. Poți să-i măsor. Ei, hai. Aici apă de asta, plată, v-am adus. Ce să-i fac? Ce-i gata? Și gata. Ia, Iulianci. Știi că sunt interesanță. Nu joacă tare ciorul? Joacă. Ia că să mă ieșim cu cadourile de acum. Da, spune. Sergi, ăsta e un cadou din partea mea. Oh, o floare. Mersi mult. Super, tu știi și îmi plac florile astea tare. Da, mă bucă. Mulțumesc. Felicit cu ziua ta de naștere, îți doresc tot ce mai bun, sigur că... Mulțumesc mult! Mulțumesc! Mulțumesc! Super! Mulțumesc mult! Mă merg aici cu pregătirea salatei, da? Da. Sau să nu-i salat? A, pur și simplu legume așa, da? Farfurie. Foarte frumos! Oi! Și olguța. A, e că olguța faci salat. Se vede? Da, salat. Și aici este un salat olivier deja, da? Da. Ridiche, tot pentru salată, ardei. Și pentru salată și șapte mari. Da, 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 văd că mamica legumele aici le pune. Băiței, se joacă? Fichițele se joacă. Fichițele se joacă, da? Sau e Taisia? Restaurant! Taisia este virișoara Jasmini. Virișoara și prietene, da? Restaurant! Ea este
Da. Kelner. Chelnerița. Chelnerița. Eu fac hot dog. Dar tu ești fiind bucăta. Dar Melissa, ce să fie? Tot bucăta. Eu ajutor de... Melissa mănâncă. Ajutor de bucătarie, ia să fii. Client. Ah, client, degustator. Degustator, da, da, Melissa. Tu ai să guști mâncarea dacă e bună. Ai grijă să lucrezi jos, Melissa. Da. Când așteptăm noi mâncarea asta? Acela-i Valeriu, soțelul lui Gheorghina, Victoria, Jasmina, Taisia, Melissa, Marius, tăticu, mama, mama mea, Olga și mamica. Și acum vine Iulian și noi ne așezăm la masă. N-ai scoate, că mi s-a întrat o leapă pe spate. Patru! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Domnul, cine să trăiască, cine să trăiască? Nu am uitat. Și Melissa, ce ai văzut de aici? Aici ne tort. Tort, da, eu. Super, da? La sfârșit de noiembrie, căpșune. Moase, coapte. Acum și-o îngusta. Îmi permit. Îmi permit așa o bucățică. Hai focusez. Așa. Bun, foarte bun, foarte bun. Bun. Cum este așa? Epa! Fă-l așa, nu mai fă-l mai întâi, fă-l două. E cântă, cântă, eu știu și cântă. Hai cântă-mi mulți ani trăiască, tăticu, cântă. Hai. Cântă, tăticu, mulți ani trăiască. 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 Melissa, tu cui cânti?
La uite la tăticu. La mulți ani, tăticu. Mulțumesc, puiule. Mulțumesc. Milice, după bilet. Băi, nu s-a văzut încă o dată. Hai încă o dată. Hai cu public. Hai încă o dată pentru video. Uite așa, bravo. S-a terminat și această zi de sărbătoare, ziua mea de naștere. Și înainte de culcare am vrut să deschid aceste două cadouri care încă nu le-am deschis până acum. Și sunt foarte curios să văd ce este în interior. Mămică, care e prima să iau? Asta galben sau cafea? Hai cea cafenie. Ok. Este la vanilie. Spune, cum ți-a plăcut ție ziua de astăzi? Da, foarte super. Wow. Tăticul, până se deschide, vreau să vă spun că ziua de naștere tăticului este mâine, lui Sergiu, mâine, pe 25. Așa că din partea mea și din partea altor persoane o să ai mâine încă surprize. Mâine cadouri să ai. Așa că dacă vreți să vedeți ce surprize am pregătit eu, lui Sergiu, atunci așteptați următorul videoclip. Da, trebuie să vă abonați și să apăsați clopoțelul, că vă va veni notificarea următorului pământ. Da, hai să vedem ce este aici. O carte. Valeriu Gheorghena a dat o carte, se numește Bărbatul din oglindă. Wow, o carte pentru adevărați bărbați. Vedeți să-l văd de atoarcea. Bărbatul din oglindă. Cum să rezolvi cele mai importante 24 de probleme cu care bărbații se confruntă în viață. Wow, interesant. Interesant. Ok, vreau să vedem. Dai. Ai să citești? Da. Da, e un cadou așa neașteptat. Cărți n-ai primit de mult cărți, așa e? Mhm. Ok. Super. Mulțumesc, Valeriu și Gheorghena. Da, super. Asta. Și asta mi-a cadunat-o Iulia. Fratele tău. Mhm. Ce care nu știu? Fratele Iulia. Eu sunt cel mai mare, el e al doilea. Da. Așa. Așa. Așa și m-am gândit. Un Bluetooth, da? Da, în mașină să poți... Da, ca să poți să pună urechea și să poți vorbi mai așa. Super! Ia să văd. Super! Și micuț, așa jingă să nu... Ca să poți vorbi la telefon fără să, da? Super! Să nu iei mâinile de pe volan, să nu te deranjezi, să te stragă. Aceasta de la ureche transparentă, care se pune după ureche. Aha. Se vede, da? Voi vedea, Joe îi voi exploata mâine, cred că. Da, tot asta. Super tare. E mm-hmm. Ok, dragul meu, felicitări încă o dată. De acum eu sunt foarte obosită, ce drept acum am mai dormit puțin până Sergiu a fost adus părinții mei, dar și frații mei la acasă adus. Eu m-am dormit puțin când foarte tare am obosit. Acum m-a trezit ca să ne arate cadourile și să bem repede un ceai și apoi ne culcăm când că e trezit, să ne odihnim. Și mâine continuă sărbătoarea. Și eu sunt foarte, foarte în așteptare și vreau să văd reacția ta. Mai vede mâine, da? Am pregătit ceva interesant, așa că așteptați neapărat și neapărat intrați să vedeți videoclipul, să vedeți ce cadouri i-am pregătit eu lui Sergiu. Ok, eu cred că s-a rămas bun de acum, da, Sergiu? Bun, pa. Da. Să vă abonați, să apăsați clopoțelul, să puneți like, să scrieți ceva în comentarii, interesant. Felicitați-l și... pe Sergiu, da. În comentarii, da. Ok, și... Pa, pa, noapte bună la toți! Pa, pa, dragii noștri, vă îmbrățișăm! Pa, pa!